În timp ce Pământul este în prezent singura noastră casă cunoscută și ne oferă condițiile perfecte pentru viață, există alte planete în galaxia noastră care ar putea avea condiții similare sau chiar superioare pentru a susține viața. În acest episod vom examina mai îndeaproape câteva dintre aceste planete și vom explora ceea ce le face unice și potențial mai potrivite pentru viață așadar pune -și centura și pregătește-te să descoperi câteva planete interesante și neașteptate descoperite de NASA, care ar putea schimba modul în care ne gândim la locul nostru în univers. O lume extraterestră care orbitează în jurul unei stele îndepărtate din constelația Lira ar putea fi cea mai asemănătoare planetă cu Pământul descoperită vreodată în afara sistemului solar. Planeta numită Kepler 438b este puțin mai mare decât Pământul și se învârte în jurul unei stele pitice portocalii care o scaldă cu 40% mai multă lumină decât primește planeta noastră de la Soare. Dimensiunile mici ale lui Kepler 438b o fac probabil să fie o lume stâncoasă, în timp ce apropierea sa față de stea o plasează în zona locuibilă, unde temperatura este potrivită pentru ca apa lichidă să curgă. O suprafață stâncoasă și apa curgătoare sunt doi dintre cei mai importanți factori pe care oamenii de știință îi caută atunci când evaluează șansele unei planete de a fi ospitalieră pentru viață. Kepler 438B, care se află la o distanță de 470 de ani lumină, completează o orbită în jurul stelei sale la fiecare 35 de zile, ceea ce face ca un an pe planetă să treacă de 10 ori mai repede decât pe Pământ. Planetele mici au mai multe șanse de a fi stâncoase decât cele uriașe, iar la o dimensiune de doar 12% mai mare decât planeta noastră, șansele ca Kepler 438B să fie stâncoasă sunt de peste 70%, au declarat cercetătorii. Totuși, Kepler 438B are unele probleme. O provocare majoră este distanța față de Pământ, ceea ce face dificilă studierea și înțelegerea condițiilor și a potențialului de viață al planetei. În plus, aceasta primește mai multă lumină stelară decât Pământul, ceea ce ar putea duce la vânturi solare mai puternice și la erupții care ar putea îndepărta atmosfera planetei și ar putea deteriora suprafața acesteia. În cele din urmă, compoziția și condițiile exacte ale planetei Kepler 438b nu sunt încă bine cunoscute, astfel încât sunt necesare cercetări suplimentare pentru a evalua pe deplin potențialul său de locuibilitate. Aceasta este o planetă situată în zona locuibilă a celei mai apropiate stele de sistemul nostru solar, Proxima Centauri. Se află la o distanță de aproximativ 4,2 ani lumină de pământ, fiind cea mai apropiată exoplanetă potențial locuibilă descoperită până în prezent. Proxima Centauri B este o planetă stâncoasă de dimensiuni similare cu cele ale Pământului și orbitează în jurul stelei sale în doar 11,2 zile. Proxima Centauri ar putea fi un candidat mai bun pentru a susține viața decât Pământul, deoarece este situată în zona locuibilă a stelei sale, unde temperaturile pot fi potrivite pentru ca apa lichidă să existe pe suprafața sa. În plus, Proxima Centauri este o stea pitică roșie, ceea ce înseamnă că este mult mai rece și mai puțin strălucitoare decât soarele nostru. Acest lucru ar putea fi un avantaj, deoarece ar putea permite planetei să mențină o atmosferă și o temperatură de suprafață stabile, în ciuda faptului că se află mult mai aproape de steaua sa decât este Pământul de Soare apropierea planetei de pământ o face de asemenea o țintă atractivă pentru o viitoare explorare interstelară și o potențială colonizare. Totuși, în ciuda avantajelor sale potențiale, Proxima Centauri B se confruntă cu unele provocări și dezavantaje. De exemplu, apropierea planetei de steaua sa înseamnă că aceasta ar putea fi blocată tidian cu o parte orientată permanent spre stea, în timp ce cealaltă parte se află într-un întuneric perpetu. Acest lucru ar putea crea diferențe extreme de temperatură între cele două părți, făcând dificilă supraviețuirea. În plus, Proxima Centauri este o stea foarte activă care poate produce erupții și radiații intense care ar putea fi dăunătoare pentru orice formă de viață potențială de pe planetă. Acești factori evidențiază necesitatea unor cercetări și explorări suplimentare pentru a înțelege pe deplin habitabilitatea lui Proxima Centauri B. situată la 39 de ani-lumină de pământ, trapist 1 este o stea pitică relativ rece cu o masă de aproximativ 9% din cea a Soarelui și o rază de aproximativ 12% din acestuia. Se crede că această stea ultrarece găzduiește cel puțin șapte planete stâncoase de mărimea Pământului sau mai mici. Folosind modele de climă terestră și fotochimie, cercetătorii de la Universitatea din Washington au simulat stări de mediu pentru fiecare planetă din sistemul TRAPPIST-1 modelele arată că toate cele șapte exoplanete au evoluat probabil ca Venus, ceea ce înseamnă că orice apă sau oceane s-ar fi evaporat la începutul formării sistemului. Conform acestor modele, cele șapte planete din Trapist 1 ar avea atmosfere dense și nelocuibile. Cu toate acestea, una dintre lumi numită Trapist 1e ar putea găzdui apă lichidă pe suprafața sa și prin urmare ar putea găzdui viața asemănătoare cu cea de pe pământ. Trapist 1 e se află în zona locuibilă a stelei sale, deși nu cunoaștem condițiile complete de pe ea încă, iar asta s-ar putea dovedi o problemă. Această planetă ar putea avea de asemenea o cantitate mare de oxigen, au declarat cercetătorii. Pe măsură ce apa se evaporă de pe suprafața planetei și este lovită de emisiile ultraviolete ale unei stele, moleculele de hidrogen și oxigen se despart, Hidrogenul poate fi suficient de ușor pentru a părăsi atmosfera în ciuda gravitației planetei, dar oxigenul va rămâne. Prin urmare, TRAPIS-1E ar putea avea o atmosferă groasă de oxigen formată prin procese care sunt mult diferite de tot ceea ce s-a observat până acum. Aceasta este o exoplanetă situată în zona locuibilă a sistemului stelar Gliese 667 C, care se află la aproximativ 22 de ani lumină de pământ. A fost descoperită în 2011 și are o masă de aproximativ 4,5 ori mai mare decât cea a pământului, ceea ce o face un superpământ orbitează în jurul stelei sale în 28,15 zile terestre și are o rază de aproximativ 1,5 ori decât cea a Pământului. Glisi 667 CC este o variantă pentru a susține viața deoarece este situată în zona locuibilă a stelei sale, unde temperaturile pot fi potrivite pentru ca apa lichidă să existe pe suprafața sa. În plus, se crede că are o climă stabilă, ceea ce s-ar putea datora orbitei sale relativ circulare și a prezenței unei atmosfere groase. Masa și raza planetei sugerează că aceasta ar putea avea o compoziție stâncoasă și, eventual, chiar o compoziție atmosferică similară cu cea a Pământului. Însă Gliese 667 cc se confruntă cu unele provocări și dezavantaje. O provocare majoră este faptul că orbitează în jurul unui sistem stelar triplu, ceea ce înseamnă că ar putea suferi variații extreme de temperatură în funcție de poziția sa în raport cu cele trei stele. În plus, distanța la care se află față de Pământ face dificilă studierea și înțelegerea atmosferei planetei și a altor condiții care ar fi necesare pentru a susține viața. Există de asemenea necunoscute în ceea ce privește condițiile de la suprafața planetei și expunerea potențială la radiații care ar fi importante pentru supraviețuirea pe termen lung pe planetă. Pentru a prezice mai bine habitabilitatea planetelor asemănătoare Pământului, cercetătorii de exoplanete trebuie să înțeleagă atmosferele din jurul acestora. Pentru asta este nevoie de instrumente foarte puternice și, din fericire, acestea vor fi disponibile în curând. În 10 ani vom avea telescoape ridicol de bune, a declarat un cercetător. Telescopul spațial roman al NASA, care urmează să fie lansat cândva la mijlocul anilor 2020, este un astfel de telescop. Acesta va porni într-o călătorie de 5 ani pentru a identifica 2500 de noi exoplanete. Lansat deja este telescopul spațial James Webb, care este unul dintre cei mai puternici vânători de exoplanete din toate timpurile. O parte semnificativă și explicită a misiunii sale este studierea atmosferei din jurul lumilor asemănătoare Pământului. În plus va căuta biosemnături gaze asociate cu viața trecută sau prezentă. Concluzie. Există ceva profund în a căuta în lumii îndepărtate ceva comun cu a noastră. Este nevoie de o mulțime de circunstanțe precise pentru ca o planetă ca a noastră să existe. Ideea că această exactitate s-ar putea repeta nu diminuează cât de special este pământul, ci amplifică posibilitatea ca viața să se dezvolte în altă parte. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.